Crăciunul era cea mai așteptată sărbătoare a anului, încă de când eram micuță. Sărbătorile de Crăciun le petreceam la bunicii mei de la Orman. Revăd și acum toate aceste imagini cu multă nostalgie. După ce bunica scotea colăcei din cuptor, se și auzeau clopoței la poartă. Erau copiii care umblau la colindat, făceau zarvă mare. Era plină inima și tremuram de bucurie. Știam că urma să plec cu colinda și eu cu surorile mele. Bunicul venea cu noi. Ne bucuram din tot sufletul. Ulițele erau pline de zăpadă și de derdelușuri. Ne trăgea cu Sania și aveam impresia că toată lumea e a noastră. Și nu ne lăsam până nu aducea magia Crăciunului în fiecare casă. An la rând, timpul a trecut și eu am colindat țara în lung și în lat. Iar azi sunt din nou acasă, la Cluj. Și vă întreb, primiți colinda? În seara de Crăciun, cu miroșul ne cinstești în seara.
în seara de Crăciun, de la mic până la mare, în seara de Crăciun. Este primul meu concert de colinde și folclor. Am sufletul și inima cât un purice, dar îmi bat atât de tare, de am impresia că în inima mea e toată România. Nu pot să descriu cuvinte tot ceea ce trăiesc acum. Sunt momente unice, ceva la ce nu am visat niciodată, dar iată că s-a întâmplat cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu ajutorul vostru, pentru că dacă voi nu m-ați fi și nu m-ați iubi, eu astăzi, Georgiana Lobonț, nu aș mai exista ca artist. Vă mulțumesc din toată inima, vă iubesc!
Dragii mei, în această seară vreau să ne simțim ca în familie. Eu pur și simplu plutesc, așa că vreau să plutiți și voi în magia sărbătorilor de iarnă, care, iată, se apropie cu pași mărunți. Am alături de mine pe cele mai blânde și mai suave suflete, copilașii de la Kids Sing, pe care vreau să-i aplaudați cu toată căldura voastră. Au fost alături de mine de acum 3 ani, am colindat împreună și iată-ne astăzi împreună pe aceeași scenă și vreau să le mulțumesc. Mulțumesc, copilași, mulțumesc din toată inima Ioana Nadia Boldovan, profesoara lor. Eu știu de la bunicii mei și de la părinții mei că niciodată colindele nu se cântă de una singură, ci se cântă în grup. Așa e mai frumos. Așa că în această seară am ales să am alături de mine mai mulți prieteni, oameni care mă iubesc și mă apreciază, oameni care sunt iubiți de dumneavoastră. Vreau să-i aplaudați pe următorii mei invitați, Traian și Valeria Ilea! Seara, Doamne ajută, oameni buni și lume foarte mult. La mulți ani Clujul nostru, la mulți ani România, felicităm pe tânăra noastră colegă pentru toate realizările. Ai făcut o seară de la toți zi greu, dar nu în seara asta. Așa e. Că bogat e greu
sărate rău. Nici nu știu cum e mai bine, că la tăți e greu. Că bogate e greu și sărate rău. Nici nu știu cum e mai bine, că la tăți e greu. La toți e greu, dar nu în seara asta, o seară de excepție. Nicăieri nu-i mai bine ca și acasă. Cântăm Georgiana peste tot, în toată lumea asta. Nicăieri nu-i ca și aici, în fața publicului nostru. Așa este acasă. Dar nicăieri n-am mai auzit așa șlagăre ca cele pe care dumneavoastră le-ați interpretat. Așa mulțumim. Că următorul cântec pentru toți românașii noștri, mulțumim. Pușca și Curiaua Lată! Și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, oameni buni! La refren, da? Andreea Clujului, Valeria și Traian Ilia. Și minunata noastră orchestră din Basarabia, condusă de Marcel Ștefănesc. Când eram tânăr ficior, eram fala munților, umblase o la vânat, codru verde de brac. Când eram tânăr fecior, eram fala munților, umblase oa la vânat, în codru verde de brac. Pușca și Curiaua Lată, ce bărbat era odată, la vânat pe munți și văi, doar tații primare, de o cheamă în poemniță, beam apă din fântâniță. Oranea cu noua în picioare, pe urmă de căprimoare, de o cheamă în poemniță, beam apă din fântâniță. Pușca și Curiaua Lată, ce fecior era odată, până prin munți și văi, purtați-me. Hai, sala! Pușca și Curiaua Lată, ce bărbat eram odată, până prin munți și văi, purtați-me. Eu fost vară, eu fost toamnă, lua mistrețe la moană, cu cetină verde și nu obosam deloc. Eu fost vară, eu fost toamnă, nu am istrițe la goană, urce din verde cloc, și nu obosam deloc. Pușca și Curiaua Lată, ce bărbat eram odată, la vâna prin munți și văi, purtați-me. Și Curiaua Lată, ce bărbat ești eu deodată, la vâna prin munți și văi, purtați-me. Lume, lume! Când a ninge și-a înghețat, să mai vedeți urmă.
minte numai dorul ca să-mi găsească izvorul. Când atinge șantița, nu se mai vede țurma. Noi primite numai dorul ca să-mi găsească izvorul. Ușca și cureaua arată ce bărbat eram odată. La vâna primul și voi, purtații mei. Ușca și cureaua arată ce fecior eram odată. La vâna primul și voi, mulțumim, oameni frumoși și oameni minunați! Mulțumim din suflet! Dragii mei, pentru că ați venit și ne-ați cântat cele mai frumoase cântece pe care românii le fredonează la orice petrecere și pentru că suntem la un concert de folclor și colinde, eu vreau să-i las pe spectatorii noștri să asculte o colindă frumoasă, așa cum numai dumneavoastră știți să o interpretați. Mare, mare, mare drag! Aplauzele merg pentru Valeria și Traian Iglia! Preumblă-se Maria seara de Crăciun cu Iosif care o însoțea în seara de Crăciun și umbla din casă în casă în seara de Crăciun.
sărbători cu bine și cu sănătate pentru toți românii. Acest praznic luminat, noi cu drag l-am așteptat, să auzim îngeri în cer cântând și magii cu steau călătorind. Faceți bine și iertați, vorba să nu ne-o purtați, să aveți și dumneavoastră parte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să ne fie de folos la anul și la mulți ani. Și la mulți ani, dragilor, la mulți mulțumesc România, de suflet! Felicitări, Georgiana, îndoată! Felicitări, orchestra! Minunat. Vă iubesc și vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite! Dragii mei, eu cred că merită aplauze și mai furtunoase! Aplauze, sărbători cu bine, Doamne. Mulțumim, mulțumim. Valeria și Traian Ilia, le mulțumesc din suflet. Au fost alături de mine și la Chișinău atunci când am mers să repetăm cu această orchestră minunată pe care o vedeți în spatele meu. Este vorba despre Orchestra Etno Republic, condusă de Marcel Ștefăneț. Mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Mulțumesc pentru tot profesionalismul de care dați dovadă și pentru conexiunea pe care o avem. Este foarte important că atunci când urci pe scenă, dirijorul să fie pentru tine ca un frate, dar e pentru mine un om deosebit și deja îl simt ca făcând parte din familia mea. Așa că toate aplauzele vreau să se îndrepte pentru Marcel Ștefăneț și Etno Republic! Vor avea momentul lor puțin mai târziu. Acum mai avem colindători, mulți care așteaptă să vă colinde și au venit de departe, au venit din Bihor, de la Oradea. Toată lumea cred că a auzit și a ascultat de Crăciun colindele celor de la Bihor, colindătorii Bihorului. Cele mai frumoase colinde le au ei, în frunte cu Cipri Popescu, care le compune sau le culege de la bătrânii satului. Așa că merită toate aplauzele colindătorii Bihorului! Bună seara, bine ați venit, dragilor! Mărunți, mărgăritar, de la curse boieri mari.
Doamne, ce frumos! Și mai avem o colindă frumoasă, Busuioc e pus în grindă, sigur ați auzit-o și pe aceasta. E primit colinda noastră, să aveți raiul la fereastră, cerul peste voi să pună a lui Dumnezeu cu lună, și la anul care vine să ne întâlnim tot cu bine. Primiți colinda ornu! Yeah.
Și acum vreau să văd cine joacă. Cine începe să joace în această seară? Dă, Doamne, pe lume bine, așa ca la Bihor! Urmează ceva cu totul și cu totul special. Sunt o fată simplă de la Gherla, cu vise mari. Când eram mică, visam să ajung cântăreață. Știam toate cântecele și poeziile de la grădiniță, chiar și pe cele ale colegilor mei. Veneam acasă cu mânuțele în brâu, stăteam în fața oglinzii, cocoțată pe un scăunel și cântam tot ce știam. Iar făceam mari spectacole în cameră
Știam de pe atunci că viața mea va fi mereu pe scenă. Și îmi doream din tot sufletul să se întâmple așa. Părinții mei m-au învățat să visez și să muncesc pentru a-mi vedea visele realizate. M-au susținut și au văzut în mine dragostea, dăruirea și pasiunea mea. N-a fost ușor. În timp ce alți copii se jucau afară, eu mergeam la ore de canto, făceam repetiții, mă pregăteam pentru concursurile de muzică populară. Vorba de o fetiță de 5 ani, Lobos Georgiana. Alegând să fiu ca orice alt copil. Dar Dumnezeu îmi dădea câte un semn. Câștigam la vreun concurs. Îmi amintesc și acum când am fost aleasă dintre sute de participanți ca muguri de tezaur să reprezint orașul Cluj. Doamne, ce amintiri! Aceste momente mă motivau să continui. Au fost și oameni care n-au crezut în mine, zicându-mi că nu voi reuși și că nu sunt suficient de bună. Am avut și momente în care am plâns, dar m-am ambiționat să muncesc și mai mult. Și iată-mă, în fața mii de oameni, cu același entuziasm și bucurie de copil, căruia i s-a îndeplinit dorința. Crăciunul chiar este magic. Simple.
facem o ploaie de luminițe. Așa îmbrăcată în alb, aveam impresia că sunt o crăia sa zăpezii și dumneavoastră sunteți licuricii cu luminițele aprinse. Să știți că e mare, mare bucuria. Eu nu știu, am impresia că visez. E magic tot ceea ce trăiesc și povestea mea este magică, așa că aș vrea să mulțumesc câtorva persoane din familia mea care au fost și sunt alături de mine de când m-am născut și de când ne-am cunoscut. Este vorba în primul și în primul rând despre soțul meu, Rareș. Îi mulțumesc lui Rareș pentru că crede în mine mai mult decât cred eu și îmi dă putere de fiecare dată, mai ales atunci când nu mai pot. Când am impresia că e prea greu sau unii oameni poate nu rezonează cu mine, am și eu suflet și sunt sensibilă, chiar dacă par puternică, iar el mereu e în spatele meu și îmi dă doar energie bună. Și bineînțeles vreau să amintesc de părinții mei, cei care mi-au dat viață, mamei mele, pentru glasul pe care îl moștenesc, așa răgușit. Exact așa este și fetița mea, Irinuca. Avem toate trei același glas. Mulțumesc tatălui meu pentru toată dragostea pe care mi-a transmis-o pentru muzica populară și pentru muzică în general. La noi în casă se asculta de când m-am născut eu muzică, orice fel de muzică. Apoi vreau să le mulțumesc socrilor mei, fără de care, sincer, nu aș fi reușit să fac atât de multe lucruri, pentru că ei au grijă de copiii mei de când s-au născut. În special mama Nico, soacra mea. E cea mai bună soacră pe care aș putea să o am și cea mai bună soacră din lumea asta. Mulțumesc și socrului meu pentru toate rugăciunile pe care le face la biserică atunci când slujește în fața altarului. Simt energia asta bună. Le mulțumesc surorilor mele care sunt mereu alături de mine, Ioana și Ramona. Acum vreau să vă mulțumesc vouă că sunteți alături de mine și copilașilor de la Kids Sing. Sus la poarta raiului! Sus la poarta raiului, poarta raiului, paște turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de măr.
chiar de la copilași licurici din sală. Lângă iau legănel, leagă legănel, cu un copilaș în el, copilaș în el. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunza verde de ce veste minunată, încă viflaim se-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis prorocii. Astăzi s-a născut cel dumneavoastră vreau să meargă special pentru grupul Kids Sing. Mulțumesc din toată inima Ioana Sabo Moldovan și grupul Kids Sing! Mi-a fost dor de tine. Mi-a fost dor de mine. Nu ne-am văzut de anul trecut. Mulțumesc, îngerașilor frumoaselor. Ei, e frumos la Cluj, domnul Marcel? E frumos la Cluj? Vă place? Aș vrea să ziceți câteva cuvinte, după care o să zic eu cam multe de zis. Ne bucurăm foarte mult că suntem alături de tine, alături de acest public minunat și sper că
nu ultima dată, dar multe, multe ori înainte. Felicitări ții că ai organizat așa ceva. E foarte minunat. Vă mulțumim din suflet. Mulțumesc și eu din toată inima. Și acum, pentru că i-am dat cuvântul domnului Marcel, vreau să vă zic că următoarea interpretă, care e alături de mine, este chiar soția lui. Are un glas extraordinar, are un chip angelic și o cheamă Cornelia. Cornelia Ștefăneț, în aplauzele dumneavoastră! Bună seara și bine v-am găsit, Cluj! Bine te-am găsit, draga noastră, Georgiana Lobonț! Mulțumesc frumos!
Ștefăneț! Onorată pentru invitație, draga mea, aplauzele voastre sunt pentru ea, cea care în această seară a unit Moldova, Chișinăul, Clujul cu România. Și suntem extrem de bucuroși să vedem atâția oameni frumoși. Să știți că am emoții foarte mari și aseară când am venit și am văzut cât de mare este această arenă. S-au înmuiat picioarele, dar știam că o să ne primiți frumos și bine, pentru că ea este cea care ne-a invitat și noi am venit cu mare, mare drag. Sărbători binecuvântate vă dorim tuturor! Dragilor, sunteți minunați cu dragostea pe care ne-o transmiteți. Să știți că simt toată bucuria voastră și tot ce ați ascultat acum din gâtuțul Corneliei, n-ați auzit destul. Vreau să vedeți acum ce urmează, e momentul lor. Etno Republic, Cornelia Ștefăneț, Marcel Ștefăneț, Transbalcanica!
Marcel Ștefăneț, Eto Republic. Cele mai frumoase gânduri de la Chișinău pentru voi în această seară. Ce frumos, Doamne! Mulțumim din toată inima, aceste flori minunate ți le dăruiesc cu tot sufletul, pentru că tu ești o minune de om și mă bucur că te-am cunoscut cu adevărat atunci când a venit la Chișinău. Are un suflet extraordinar și nu mă miră deloc succesul pe care îl are Marcel Ștefăneț cu Etno Republic, pentru că în spatele unui bărbat puternic, știți cine stă, nu? Ed, acum am impresia că ceva parcă se aude de pe undeva. Eu v-am zis că am mulți colindători în această seară. Nu știu, ați auzit ceva? O zongoră, ceva ați auzit? Dragii mei, vreau să invit alături de noi pe colindătorii Maramureșului, Alexandru Pop, Năstăcuța Iuga și formația lor din Maramureș. În această seară sunt prezenți la Cluj, la BT Arena. Și Domnul colindă cu ei. Yeah.
și din Fecioara, Domnul Iisus pe pământ coboară. Tuturor aduce bucurie, El-i cel ce trebuie să fie. Asta-i sara care adună, sara de Crăciun. Multe suflete împreună, sara de Crăciun. Pe la uși, pe la fere, sara de Crăciun. S-aud glasuri în cere, sara de Crăciun. Sanie cu cai, cu stăpâni gătați ca niște crai. Asta-i sara care adună, sara de Crăciun. Multe suflete împreună, sara de Crăciun. Pe la uși, pe la fere, sara de Crăciun. S-aud glasuri în cere, sara de Crăciun. Simțiți magia Crăciunului, oameni buni! Îi sara în care să strâng mâini, când sunt veniți copii din străini, simțând căldura tâmplelor cerești, uităm de durerile pământești. Asta-i sara care adună, sara de Crăciun. Multe suflete împreună, vreo 10.000! Pă la uși, pă la fere, sara de Crăciun. S-aud glasuri în cere, sara de Crăciun. S-aud glasuri în cere, sara de din cer coboară, o sosit Crăciunul iară. Asta-i sara zărilor, bucuria prunșilor, sărbătoarea ce mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Thank you.
e din prag. Slobod, ascultăm cu drag. Asta e sara zărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea ce mai dragă, ce-o să așteaptă lumea întreagă. Nu știu, gazdă, cum gândești, Linda, să ne-o plătești. Vestezi prunci pânzat, când ai bani la colindat. Și-am venit cam de departe, să-ți urăm de sănătate. Că-ți doi ar da ce frumoasă, să-ți fie mereu voioasă. În ograda asta să fie chioce de veselie, porc cu slănină groasă, singur să se bage în casă. Bine dacă ne plăti și la anul vine. Și ce-o colinda cu drag, până-i ajunge moșneag. Cu colinda ne-a sprinit, ziua rând și dehorit. Îi sau nu-i? Îi! Zi, țigane, că de nu jar mâncăm. Și mi-a dat Dumnezeu un gând mare. Ai când îmi supăra să râd mare. Și mi-a dat Dumnezeu un gând mare. Ai când îmi supăra să râd mare. Ai câte nu mi-o zipă plac să muș limba și să tac mare. Dar nimeni să nu poată alege zace inima mea mare. Mă, nici de ser, mă. Ai câteodată să nu-ți fier, mă. Dar nu-ți deara, mă, nici de ser, mă. Dar câteodată să nu-ți fier, mă. Dar și când îmi dau eu drumul, nu mai trebuie să-l dau cu pumnul. Dar cine-o fă împotriva mea, degeaba să mai tăie, mă. Ce-i hât la faptă, Dumnezeu Sfântul nu-l iartă. Dar pe omul ce-i hât la faptă, ai Dumnezeu Sfântul nu-l iartă. Merea bine cât ea merită, e înapoi, îi le-a cere. Ai nici a vine, nici a ști, în ce ceasuri le-a plătit, mă. Ai când a zis mai sănătos, n-a putea îmbla pe jos, mă. Nici aduce cătătură, ies de cu minicătură. Fișca! S-o jura mândra pe cheie, că n-o prins a zis femeie. Și dumneavoastră s-o jurat. Mulțumim! Da, ai, hai, ai vrut amușa s-o descui și stăchie numai tu cui. Da, măi, dorule, arde, mă! Ai nu-i zigenă găurită să nu cure de cârchită. Ai pus eu de acela bărbat să nu văd zarul stricat, mă. Nu-s eu de acela să nu văd zarul stricat, mă. Da, ai, hai, ai unde văd ușa crepată, musai să mă bag odată, măi, dorule, arde, mă! Să mă bag, iară să ies cu odată, că mai ies! Ai cât de mândre am pus jos, tăi-o să-ți mulțam frumos, mă. Câte mândre am pus jos, tăi-o să-ți mulțam. Mai hai pe la noi, mai hai pe la noi. Așa fo. Ai, hai, ai câte mi-o fo destrujat, mi-o plăcut
cum m-a gândat, măi dorule dor. Hai, hai, ai și pe față și pe dos, că-o fost acută mânos, măi dorule, arde-o mai! Dragă, ați colindat Alexandru Nea și Horit. A, păi tu nimica? Ba, chiar mă gândeam să rog cetera să mai zică una. Da, mai zic cetera un ceas.
Eu nu mai am cuvinte. Vedeți că sunteți de aplaudați, nu? Sunteți minunați, mi-ați dat cea mai bună energie și dragoste să vă cânt și să scap și de emoții. Bineînțeles că am mulți invitați în această seară, v-am zis că sunt mulți colindători, dar de data aceasta vreau să invit alături de mine o moldoviancă adevărată care a cucerit pe toți românii cu un cântec atât de frumos. Pur și simplu ne reprezintă cu adevărat. Și sunt convinsă că toți l-ați ascultat și l-ați predonat. Așa că în această seară vreau să răsune BT Arena foarte tare. Pentru că Laura Olteanu este alături de noi! Bună seara! Bună seara, Cluj! Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragilor! Toate mânuțele sus! Bine te-am găsit, draga mea! Bine te-am găsit, Laura! Bine venit! Din vrem de mult trecute suntem un neam de frunte, stăpân pe-a noastră țară. Tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, e roce și află somnul. Doar prin țări străine muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce șablă somnul. Biserica bătrână din clopot încă sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce șapnă somnul. Să vedem pe
România. Acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroice și află somnul. România, la mulți ani, dragi români, bine v-am găsit! O primire atât de frumoasă și de călduroasă, plină de dragoste. Vă mulțumim din suflet pentru energia voastră. Draga mea, Georgiana, îți doresc din suflet să ai parte de toată această bucurie care astăzi, așa frumos, ai împărțit-o tuturor. Să ți se întoarcă înzecit înapoi, draga mea, îți doresc mult succes. Să-ți trăiască tot ce iubești tu mai mult, familia ta, copilașii tăi și oameni frumoși mereu alături. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai prilejuit întâlnirea cu acești oameni minunați de aici, din Cluj. Pentru mine este cu adevărat o onoare să cânt la atâtea suflete în această seară, dragilor. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze țărișoara noastră, România, și să nu uităm de frații noștri de peste Prut, pe care îi iubim, îi respectăm și îi prețuim. Doamne ajută! Noi până acum n-am mai cântat niciodată împreună, așa că e o mare bucurie să cânt alături de tine o melodie atât de frumoasă pe care eu o ador, Acasă-i România și multe altele. În această seară vreau să ridicăm publicul de la Cluj în picioare, pentru că vine un joc adevărat. Frunză de răchită, vreau să fiu vorbită! Ciudălică, n-au ce face. Ai, nu mă, nu mă așa, mă. La ce nu cât dragă lume, se vorbește mine, se vorbește mine, la-la-la-la-la. Cât știu că mai treaba, nu trăiesc degeaba, nu trăiesc degeaba, la-la-la-la-la-la. Nu mă las, nu mă las și nu mă dau, cam ceva, cam ceva și alții n-au. Dai atac, dai atac și le dau pace, șudăli, șudăli că n-au ce face. Și nu mă dau, cam ceva, cam ceva ce alții.
Dragilor, sunteți absolut minunați. Să știți că plec în Bucovina, plec la Suceava cu această imagine minunată de aici, de la Cluj. Și vă mulțumesc încă o dată, dragilor. Sărbători binecuvântate! Doamne ajută! Mulțumim din suflet! Oameni buni, v-a plăcut, Laura Olteanu? Dacă a venit o moldoviancă și ne-a ridicat în picioare, vreau să mai invit o moldoviancă, dar de data aceasta vine de la Iași. E de la Iași, dar cred că nu ați ghicit niciodată dacă v-aș lăsa doar atât, doar această descriere, pentru că ea face foarte multe lucruri. Are și o familie frumoasă, are 3 copii deosebiți, eu nu știu cum le mai ține rândul. Este și actriță, joacă la teatru în București, este și prezentatoare, moderează o super emisiune. Cred că deja știți despre cine este vorba. Da? Mirela Voida! Îi mulțumesc că a avut încredere în mine încă de la început, de când am mers la București la televiziune. Bună seara și bine v-am găsit, dragi români, și la mulți ani! Ce frumos e! Din inima mea și jumătatea vieții mele este de aici, din Cluj, de unde și numele meu, Vaida, 100% ardelenesc, pentru care vă dați seama că sunt absolut datoare, pentru că simt că mi-a schimbat viața și destinul și pentru că știu
ce faini oameni sunt ardelenii, ce casă bună faci cu clujenii și ce oameni de omenie sunt aici în zona asta a țării. Așa-mi place. Ardealul nostru. Și vreau să vă mulțumesc pentru că n-aș fi avut niciodată ocazia să cânt într-o astfel de prezență și mai ales într-o astfel de sală, iar acest prilej îl datorez 100% minunatei Georgiana Lobonț și dumneavoastră fiecăruia în parte. Vă mulțumesc! Dar acum fiți atenți! Dăm cezarului și al cezarului. Sunt moldovenii, oameni ce faini. Ce v-am zis? Nu știu dacă sunt moldoveni în sală, dar e greu să nu și ei, că ăștia splisităt. Scap, nu mai scap de ei. Tocmai de asta, n-aveți cum să nu știți următoarea melodie. Nu este a mea. A făcut-o celebră Mioara Velicu și de când a dat-o lumii, se cântă peste tot. Este imnul moldovenilor și aș vrea tare mult să vă ascultăm cântând și mai ales aplaudând alături de noi.
ani, români, sărbători fericite, cu sănătate, liniște și pace. La mulți ani și vă mulțumesc din toată inima. Aplauze, Georgiana Lobonț, Marcel Ștefăneț și Ethno Republic. Mulțumesc. Mulțumim din suflet. Vă iubesc și vă mulțumesc. E multă bucurie, multă emoție și mult joc și voie bună, dar până acum nu am avut ocazia să-i ascultăm pe cei care astăzi ne acompaniază, cei care sunt talentați și iubiți, nu numai de toți românașii și moldovenii, de toți muzicanții, pentru că ei fac artă din muzică. Așa că aplauze pentru Ethno Republic și Marcel Ștefăneț!
seara asta chiar se întâmplă magie? Așa și cu ținutele mele? Vreau să-l invit alături de mine pe cel care mi-a fost aproape și care mi-a dovedit că este un prieten adevărat. Nimeni altul decât Andy de la Vulcea! Bine venit, Adi! Cu toții te iubim, îți mulțumim din suflet! Holy night, holy sky, holy sky, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Noapte de vis, vă mulțumesc din inimă, mulțumesc mult de tot. Să știți că Adi este un prieten de nădejde și un om de la care am avut ce învăța și eu și soțul meu. Și el are un băiat de vârstă cu mine, are o soție extraordinară pe care am cunoscut-o. Am fost la ei acasă nu odată, ci de mai multe ori și am fost primită ca în familie. Și despre asta, de fapt, sunt sărbătorile. Despre familie, despre prieteni adevărați, despre dragoste, sinceritate, puritate, despre bunătate, oameni buni. Să nu uităm să fim buni și să avem grijă de toți cei dragi. Mulțumim, Adi! Și eu îți mulțumesc și mă bucur că am putut să fiu alături de tine. Ei, și acum, pentru că tot vorbim de familie, am ales încă un cântec frumos, care merge cu gândul la părinții noștri, la bunici, la străbunici, la nepoți, la fii și fiice, la toți cei dragi. Enimate și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, ia-mă-i, Doamne, înapoi, că și-așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum am fost, fă-i mai tineri decât noi. Thank you.
pentru cei ce ne-au făcut. Dă un ordin, dă ceva, se mai poți întârzia. Să o ia de la început, au plătit cu viața lor. Se duc, ia priviți cum se stic, lumânării cui de cum, parcă drag și parcă plin, ne întoarce în pământ, nu știu doamne cât mai sunt, plin de bol și suferință. Mângâiați-i pe părinți! Ultima dată când am cântat această piesă avem 12 ani. Și acum vrem să cântăm împreună cu voi prima strofă pe care știu că cu toți o știți. Enigmatici și cuminți, mângâindu-și rostul lor, pentru noi se spat și mor. Dragii noștri, dragi părinți, ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting, lângă noi se sting și mor, terminându-și rostul lor. Mulțumim. Ceva cu totul și cu totul aparte. Mulțumesc, Adi. Mulțumim din suflet. Adi de la Vâlcea, pentru noi toți. Ne-a lăsat fără cuvinte. Este o piesă emoționantă care mă duce cu gândul mereu la vremurile de demult. Atunci când stăteam acasă și împodobeam bradul, micuță fiind, și l-așteptam pe Moș Crăciun. Și le așteptam cu Ioana și cu Ramona, cu surorile mele. Dar moșul apărea în zorii zilei, când noi deja eram adormite și ne trezeam. Sunt momente extraordinar de frumoase, mai ales atunci când mă gândesc la familia mea, pentru că toate cele trei surori le cântăm. Și cea mică, Ramona, are un glas cu totul și cu totul aparte, dar și cea mijlocie, doar că ea a ales calea medicinei. Avem nevoie și de un doctor în familie, iar acum este rândul celei mici să fie sprijinită, să fie susținută cu toată dragostea și cu toate sfaturile din partea mea, așa cum și eu la rândul meu am fost de părinți, de soți și de toți cei care m-au iubit cu adevărat, chiar dacă n-au făcut parte din familia mea. Așa că, oameni buni, surioara mea pe care atunci când aveam 6 ani am legănat-o în brațe, ea era de câteva luni și nu dormea fără brațele mele, fără muzica populară pe care o puneam. Adormea și era fericită. Pentru prima oară, eu și Ramona Lobon, sora mea, pe o scenă. Ramona! Bună seara, dragilor! Mă simt onorată să cânt în seara asta alături de sora mea. Sunt foarte mândră de tine, să știi. Te iubesc foarte mult și îți mulțumesc că mi-ai dat șansa asta să cântăm împreună. Cu mare. Mai ales în fața
atâtor oameni. Din an în an, sosesc mereu la geam, cum o să ajung? Lecuricii vreau să văd. Din an în an, sosesc mereu la geam, cum o să ajung? Și cânt în cor, colindul sunt și bun. Tot moș era și în vremea lor, bătrânul moș Crăciun. Tot moș era și în vremea lor, bătrânul moș Crăciun. Sărbătoare și în joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine-i moș ajung. Dar sunt bordeie fără foc și mâine-i moș ajung. Și-acum te lasi sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, române să fii bun. Dar nu uita când ești voios, române să toată tremură. Dragii oameni, eu îți doresc din toată inima succes și să fii puternică, să iubești muzica la fel cum te iubesc eu pe tine și să fii bătăioasă, pentru că în lumea aceasta trebuie să ai ambiție ca să reușești. Nu e așa, dragilor? Ramona Lovon, mulțumim din suflet! Emoții peste emoții, dar este normal, pentru că nu te întâlnești toată ziua cu astfel de momente speciale, unice. Așa cum va fi și cel care urmează, alături de un om extraordinar pe care l-am cunoscut cu adevărat anul acesta. Este o femeie adevărată din toate punctele de vedere. O mamă a doi copii frumoși, deștepți, sănătoși. O soție. Este iubită, am lansat anul acesta o melodie împreună, dar astăzi la Cluj vă vom colinda, așa că în aplauzele dumneavoastră, Andreea Bănică! O zână din povești! Bine venit, Andreea! Bună seara! Poți să-ți spun că de astăzi ești sora mea? Da, suntem surori! Am o soră și în București. Bună seara tuturor! Să știți că sunt... Mulțumim mult! Mamă! Îmi tremură picioarele. Ca niciodată am mari emoții. N-am vrut să-ți spun. Foarte bine. Ca să nu ți le transmit. Sper să nu le transmit prin cântec. Nu mai am emoții. Asta. Vă mulțumim tare mult că ați venit într-un număr atât de mare la concertul Georgianei. Cred că este un vis împlinit de-al tău. Sunt e ceva la ce n-am visat, să știi. Sunt atât de fericită pentru tine. Mulțumesc. Și-mi doresc să iasă la fel de frumos ca aici și la București. Doamne la sala Palatului și să fii așa cum îți dorești tu în viață. Doamne ajută, mulțumesc din toată inima! Mulțumim! Și dacă puteți să aprindeți telefoanele să vă vedem, ar fi superb. Eu le-am zis lipurici. Așa, da, noi suntem zânele, creesele, iar... spectatorii noștri sunt licurici. Superb! Deschide ușa.
ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți mulți ani cu bine. Colindele, în primul rând, sunt emoții, sunt bucurie. Așa că sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun! Colindăm, colindăm iarna cu colinderul.
Îți mulțumesc din suflet, Andreea. Doamne, ce om bun am avut parte să cunosc. Și ce oameni superbi aici. Mulțumesc foarte mult orchestrei. Mulțumesc, maestre. Sunteți minunați. Aplauze pentru orchestra noastră. Dar tare așa, să auzim. Etno Republic, din Chișinău. Mulțumim din suflet și aplauze pentru voi, că ați venit într-un număr atât de mare în seara asta. Aplauze pentru familia ta frumoasă. Mulțumesc. Pentru Rareș, care s-a implicat, pentru toți cei care s-au implicat în acest spectacol. Vă iubesc din toată inima mea și sper să rămânem prieteni o viață. La revedere, seară bună, mulțumesc! Și la mulți ani! Oameni buni, ce să vă zic? Chiar cu adevărat se îndeplinește un vis pe care nu credeam vreodată că îl voi realiza. Nici măcar nu m-am gândit la el. Pur și simplu, acum, în acest moment, voi faceți parte din evoluția mea. Vă mulțumesc din toată inima încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Și pentru că suntem la momentul mulțumirilor, aș vrea să mai mulțumesc unui om care m-a ambiționat și m-a împins de la spate cu tot ce a putut el mai tare ca să realizăm acest spectacol. V-am spus că eu nu am visat la așa ceva. În acest an, în luna aprilie, în postul Paștelui, am organizat, pentru că asta îmi doream eu, simțeam că trebuie să îi mulțumesc într-un fel bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat și să fiu recunoscătoare. Am organizat un concert de pricesne și toți pănuții pe care i-am strâns atunci i-am donat spitalului Hristofor, care e acum în construcție, pentru toți copilașii care sunt bolnavi de cancer. Un mare lucru datorită vouă. Sunt convinsă că mulți care ați venit astăzi aici ați fost și acolo, în aprilie. A fost ceva extraordinar. I-am dat multe emoții acestui om despre care vorbesc, în sensul că a trăit cot la cot cu mine, nu știa ce înseamnă, ce înseamnă un spectacol cu artiști care vin din zona folclorului. El este un om care organizează acest mare festival de la noi, de la Cluj, Antoldul, este printre cei care organizează acest concert. Și atunci când s-a întâlnit cu emoția pură pe care noi, artiștii din folclor, o transmitem oamenilor și când a văzut ce energie bună s-a creat, a plâns și s-a rugat de mine: te rog, Georgiana, neapărat trebuie să facem și un concert de colinde, te rog din suflet. Ei, dar unde să-l facem? La sala polivalentă. Doamne ferește, eu la sala polivalentă? Păi eu cum să strâng 1000 de oameni? Cum să strâng acolo 8, 9, 10 mii de oameni cât e sala plină? Ei, lasă că o să vezi. El a crezut în puterea mea ca om, în primul rând, și apoi în puterea glasului meu. Este vorba despre organizatorul acestui concert, organizatorul meu, Claudiu Adam, pe care vreau cu toată inima să-l aplaudați, că a dus tot greul de până acum. Vă iubesc. Și ați văzut, aici în spatele meu s-a întâmplat ceva magic. Tot alb merge spre puritate, spre cincășie, spre talent. Cătălin Iancu! Thank you.
Române și Etno Republic! Bravo, băieți, bravo! Sunteți fenomenali, vă iubesc! Chiar iubesc! Doamne, ești minunat! Și noi te iubim, Georgiana, și pentru tine suntem cu toții astăzi aici și acești oameni minunați. Eu sunt onorat că mă aflu aici. Dumnezeu să aibă grijă de tine în fiecare zi. Mulțumesc. Și felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc, Cluj-Napoca! Cătăline, ești un munte de talent, un munte de om cu putere divină și abia aștept să cântăm împreună. Dacă ai cântat cu Marcela, pe cu mine, Doamne, fer cum să nu cânti. E musai. No, hai și să cu vedem. Orchestra aceasta minunată, aplauze!
vrea bunul Dumnezeu să dea sănătate. Trebuie să-mi văd fetele mari și apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor, să le fie bună soarta fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor, să le fie bună soarta fetele lui tata. Mulțumesc din suflet! Ești minunat, Cătălin! Și acum urmează un moment deosebit de frumos. Eu iubesc muzica populară și îmi trece prin toate venuțele mele, pentru că eu de mică, de când m-am născut, în casa noastră mergea tezaurul folcloric. Dar cele mai frumoase melodii pe care le poate cânta un bărbat și pe care le cântă un bărbat artist de la noi, din județul Cluj și Bistrița Năsăud, chiar și Mureș, eu cred că este părintele Cristian Pomohaci, pe care îl iubesc și iubesc melodiile și le cânt la petreceri și peste tot. Și îl iubesc pe el ca om, pentru că mereu, atunci când am ajuns la București, la televiziuni, m-a luat de mână și a zis, hai fata aici lângă mine, că tu nu ești singură, ești a cuiva. Și e mare lucru să ai pe cineva peste tot. E mare, mare lucru, așa că îi mulțumesc din toată inima omului Cristian Pomohaci! I-am făcut o surpriză! Vă iubesc din sufletul meu, știți asta! Numă, mamă, să nu și să le jen să crești copcii. Numă, mamă, să nu și să le jen să crești copcii. Bucurie-i primul pas, tremuri când-i în năcas. O veni și copii lângă mine, s-o liberim. Aplauze pentru cei mai frumoși copii din lume, pentru că sunt copii georgiane. Râz la primul gângurit când numele ți-l-o stâlci. Mama, tata și cu apa tătețile de pe papa. Când se duc la grădiniță, trebuie ținuți de mânuță. Iată-l scris în clasa întâi.
să-ți aștepți ai tăi copcii. Numa, mamă, sănușii, să-ți aștepți ai tăi copcii. Și de ai și de nu ai, musa-i trebă să le dai. Și de poți și de nu poți, Georgiana, musa-i să le crești nepoți. Vă iubesc din suflet. Păi Georgiana Lobonț, și dacă o scos vreodată un șlagăr sau a făcut ceva frumos în lume, uitați-vă aici, sunt cele mai frumoase lucruri care le-a făcut. Rareș, să știi că faci frumos ce faci. Mai fă încă vreo 8, ca să fii de nota 10. Hai, încurajați-l pe Rareș! Aplauze! Și noi cântăm ceva special pentru el. A fi om e lucru mare! Așa-i! Vă iubesc clasă, vă iubesc sportul și vă iubesc cântecele autentice. A fi om e lucru mare, a și domn e o întâmplare. A fi om e lucru mare, a și domn e o întâmplare. Poate fi oricine, dar om îi stă bine, omule. Să fii mare nu-i mirare, să și om-i lucru mare. Să și mare nu-i mirare, să și om mare. Să și mare nu-i nimică, omenia te ridică, omule. Omul hât cu haine bune, îi ca grâu cu tășune. Omul hât cu haine bune, grâu cu tășune. Omul fain cu haine rele, tătui stă bine cu ele, omule. Să trăiți la mulți ani! Vă mulțumim! Cine-i om de ominie, nu grăiește și nu știe. Este și nu știe. Care-i omul poți să-l știi, numai să prindă grăina, omule. Să trăiți la mulți ani și dumneavoastră! Mulțumim din suflet! Lume nu mă judeca, până și mi-am trăit viața, mă. Până ce mi-am trăit viața, mă. Judecă-mă de-oi muri, când noi mai putem iubi, da, omule. Judece-mă Dumnezeu, i-a fost bine, i-a fost rău, da, omule. Mulțumim din suflet! Maestre. Și, părinte, pentru ziceți că suntem și în postul Crăciunului, eu știu că ne-ați pregătit și o colindă frumoasă. Georgiana, scumpă, eu vin din Rebrișoara, dintr-un sat cu oameni faini, așa se îmbracă cum aveți pe mine, cu opcinci, cu cămeșe, cu ceptari. Dar la noi niciodată nu cântă și nu colindă omul singur. Îmi dați voie, maestre, să mulțumesc acestui public special,
oameni care iubesc pe Georgiana și oameni care iubesc pe Dumnezeu pentru că au venit la o seară de colinzi. Aplauze pentru clujenii noștri minunați! Pentru românașii noștri care au venit de peste tot! Să știți că îmi pare rău după două ore de spectacol că sunteți așa neputincioși. Ori zgârciți. Hai să vă aud încă o dată! Așa, îmi place și mie! Acum, pe românește, pot să zic și eu, domnul Marcel, că dumneavoastră așa nu știți ce zic eu, pe românește pot să zic Ezos. Asta e. A, că știi, Marcel. Dești de ușa creștine, dești de ușa creștine, că... La mulți ani, mulți ani cu bine, noi la Viflaim am fost, noi la Viflaim am fost. Unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine, și-am văzut și piața mamă, și-am văzut și piața mamă, pe care Mario cheamă. La mulți ani, mulți ani cu bine, cum umbla din casă în casă. Felicitări, felicitări! Cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să-l nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să-l nască. Mulți ani, mulți ani cu bine, mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, un staul mândru de oi. La mulți ani, ani cu bine. Să trăiți la mulți ani. Să trăiți la mulți ani. La mulți ani. Trei păstori se întâlniră. Trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui, așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soare, raza soare,
s-o împletim cu voie bună și s-o ducem lui Hristos și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul nostru. Încă o dată, raza soarelui să ne fie de folos. Să trăiți la mulți ani! Mulțumim din suflet! Wow! Părinte, nu știu ce ați putut face, dar chiar e magie cu adevărat! Facem poze la final, vă promit. Să rămână, părinte. Vă promit. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim. Vă mulțumim. Sunteți minunați. Hai, aplaudați până ajungem pe scenă, că dacă nu putem urca. Hai, Georgiana, pe mine. Georgiana, la noi Revrișoara este o mulțămită, să zici așa. Și dumneavoastră celor din Cluj vă spun cu atâta drag. Să și gazdă vesel bun că ai ajuns să ies Crăciun. Să trăiască și găzdoaia până și albă ca oaia. Doamne ajută! La anul și la mulți ani să trăiți oameni frumoși din Cluj și din România. La mulți ani fiți binecuvântați! Minunat! Mulțumim din suflet, părinte! Vă dau și florile mele tot aici. Mulțumim. O zis, părintele, cântăm altă dată colinda care a stabilit-o Georgiana, că acum a fost suficient. Georgiana! Dar așa moment nu m-am așteptat, părinte, îți mulțumesc din toată inima! Dacă vrei... Sunteți... Da? Aveți răbdare, da? Vă mulțumim! Auzi ce zice domnul de acolo! Zice stare! Dacă vă face plăcere... Auziți! Ați auzit? O plăcește domnul, încă o colindă! Am pornit cu vestea bună, părintele Cristian Pomohaci! Am pornit cu vestea bună, să colindăm împreună Domnului Hristos. Să răsune în casa voastră colinda de la fereastră, cântul meu duios. Șoi mereu din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colinda. Șoi mereu din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colinda. Și-am plecat cu traisa în spate, și prin Cluj și-n alte sate, să spun de Hristos. Pe la casă de boieri, la colibe de păstori, să colind frumos. Și-o
departe din Betleem s-a născut un fiu din cer, Domnul Dumnezeu. Cor de îngeri au cântat, fie Domnul lăudat, vreau să-i cânt și eu. Șoimene din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Și-am bătut din poartă-n poartă, s-aduc vestea minunată, s-a născut Hristos. Colindăm cu bucurie că ne-aduce mântuire, raiul luminos. Șoimene din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Șoimene din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Șoimene din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de mulțumim din toată inima! Și vreau în aplauzele dumneavoastră florile care le-am primit. Georgiana, cred că ești de comun acord cu mine. Florile acestea să le primească orchestra venită de peste Prut, condusă de maestrul Marcel Ștefăneț. Maestre, e greu cu șetiera, dar e mai greu cu florile. Hai încă. Aplauze pentru maestru! Ce frumos! Clujenii mei dragi, aplauze pentru orchestra condusă de maestru Marcel Ștefăneț! Acum vă mulțumim, am primit colinda, ne-ați plătit-o, Georgiana Meniu-Hozo. Doamne ajută să părinte, fiți binecuvântați! Părinte, vă iubim din suflet, Doamne ajută, sărbători cu binecuvântați! Doamne ajută, mâncava raiul să vă mânce! Doamne ajută, părinte! Ce frumos! Continuăm, pentru că mai avem un invitat special, un băiat tânăr care a demonstrat că se poate ajunge acolo sus fără nicio relație, fără nicio pilă, fără niciun ajutor din partea unor oameni care ar putea să-l ducă acolo. El, prin propria lui putere, prin propriile lui mânuțe și prin glasul lui frumos și, bineînțeles, prin omenie, a cucerit publicul. Aseară am cântat împreună în Stuttgart, alaltă seară am cântat împreună în Augsburg, în Germania, iar în această seară cântăm aici, la Cluj, acasă la mine, la BT Arena, împreună cu Jador! Și nu cântăm orice! Cântăm ceva ce nu ne-ați auzit niciodată cântând live! O colindă și o horă frumoasă de acolo de unde vine el, Jador! Te iubim! Mulțumim din suflet că ești alături de noi! Oameni buni, eu sunt Dumitrache Remus Ionuț, sunt de la Bacău și am venit în fața dumneavoastră în seara asta să vă încântăm! Și să vă colindăm, coborât a coborât! Avem nevoie de dumneavoastră! Este pentru prima oară când cântăm această colindă, fără repetiție! Coborât-a coborât la mulți ani.
și să rugăcioasă la mulți ani cu bine, dar poftiți cu toți la masă la mulți ani cu bine. Azi la această e sărbătoare, la mulți ani cu bine, să fim buni cu fiecare, la mulți ani cu bine, la fim buni cu fiecare, la mulți ani cu bine. Te rog frumos să le cucerești pe clujence cu hora ta frumoasă pe care ai învățat-o de la bunicul tău. Da, este o melodie compusă de tataia meu. Aplauze! Abia așteptăm să te auzim. Poți să-i faci ușor, greu e să-i ții. Adevăratele comori nu stau în hârtii. Banii nemunciți își-n răsplata când nu te aștepți. Și numai atunci să înveți cum e să vieți. Portofelul-i plin de bani, goală-i inima. Poți să cuperi orice vrei, nu și liniște. Puțin prieteni, mulți dușmani, nu știi care-s mai sărmani. Să fii iubit doar pentru bani, costă scurt. Omule cu portofelul gros, nu mă goni. Că vreau doar o vorbă bună, eu nu vreau.
mulțumim și ador! Mulțumim din suflet! Și pentru că am văzut cât de frumos ai cântat, am văzut și românașii noștri cât de frumos te-au primit, eu vreau să-i răsplătesc pe toți cei care astăzi au venit alături de noi și să invit pe toți colegii noștri în scenă ca să cântăm împreună. Noi suntem români pentru că vineri am sărbătorit ziua noastră, ziua tuturor românilor. Așa că, oameni buni, acest concert vreau să se încheie cântând cu voi. Noi suntem români! În aplauzele dumneavoastră! Toți colegii noștri frumoși care au fost alături de noi și mulțumim din suflet și Carastelec pentru vinurile pe care le-a oferit cadou invitațiilor mei. Mi-ar plăcea ca toți să vă ridicați în picioare și să cântăm. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Tot românul veselește, România tinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Mulțumim din suflet, românașii noștri! La mulți ani și multă sănătate! Moldovianul și munteanul sunt frați bun cu ardeleanul. Pe român prinde putere, că românul veci nu pierde. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici. Ajută!